Un grav accident de circulație a avut loc pe drumul național 1, în urma căruia o persoană a murit și alte patru au suferit răni grave, din care doi copii în vârstă de până la 10 ani. Un al doilea accident s-a petrecut în scurt timp pe același drum național și s-a soldat cu o victimă. Trei mașini au fost implicate în accidentul de circulație produs la intrarea în localitatea Apoldu de Sus, județul Sibiu. Unul dintre șoferi nu a adaptat viteza la condițiile de trafic și a produs accidentul. Din primele cercetări, se pare că un șofer circula cu viteză prea mare în condiții de ploaie, a derapat și a intrat pe contrasens. Din sens opus venea o mașină condusă regulamentar, iar șoferul acesteia nu a mai putut evita impactul. Șoferul vinovat de producerea accidentului a murit pe loc. În celălalt autoturism se afla o familie cu doi copii. Unul dintre aceștia, în vârstă de 4 ani, este rănit grav. Mama, tata și fratele acestuia sunt răniți ușor. Zona în care s-a produs accidentul este una în care se produc constant astfel de accidente grave. Tot pe drumul național 1, dar la Miercurea Băi a avut loc un alt accident soldat cu un rănit pe același tronson de drum cu cel grav de la Apoldu de Sus. Totul s-a întâmplat în urma coliziunii dintre un tir cu un microbuz cu marfă. Inspectoratul de poliție al județului Sibiu a informat că o persoană a fost rănită în urma accidentului rutier. Am întrebat să nu te simți, ok, am făcut-o.